S-a închis ușile. Antonio era lângă Maria pe canapea atunci când s-a dat dongul. S-a ridicat, a bătut palma cu ea așa bărbătește și s-a dus către casa lui. Între timp, înainte să intre în casă, s-a întâlnit și cu Iliana, a dat la fel, palma bărbătește și a intrat la el în casă. Eu v-am mai spus și în continuare îmi mențin părerea. Este nu, când nu ești implicat emoțional și sentimental în nimic, nimic îți este, adică să fim serioși. Este o reacție foarte normală între doi colegi de competiție și cam atât. Nu are nevoie. Dacă avea sentimente, atunci când s-au închis ușile, se ridica frumos, o pupa pe obraz, o îmbrățișa, băi, sunt despărțit, dar am sentimente, aș vrea să mai încerc sau ceva la modul ăsta. Bas palma cu ea ca și cum aș fi fost un... Diana, foarte tristă pentru că nu a venit familia, am înțeles că la un moment dat s-a enervat foarte tare și a zis că nici nu mai vrea să vorbească cu ei. Doamna Loredana a spus că vrea să divorțeze de soț pentru că dânsul n-a venit astăzi. Deși s-a înțeles că mama ei nu vorbește cu soțul, că sunt certați. Cred că ar fi fost ușor penibil să vină împreună, certați fiind. În al doilea rând, bănuiesc că i-a spus fiica că va veni mâine cu părinții Dianei. Dar doamna a zis că nu o să o ierte niciodată că n-a venit în ziua de Paște să o vadă. Cred că și-au calculat cumva situațiile încât să le îndeplinească, să le facă pe toate să funcționeze. De seama că venea astăzi, nu ar putea să vină și mâine cu părinții Dianei. Și probabil s-a gândit omul ca să nu-i lase pe părinții Dianei singură și să-i însoțească atunci. Cineva trebuia să se sacrifice, fie dânsul, fie fiica. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică și dânsa trebuie să fie un pic mai înțelegătoare.